iubească. Permițându-mi să vă citesc numele Domnului cu următoare, chiar dacă reuzim un psalm, de psalmul 128, și care vorbește despre Dumnezeu și noi, despre ceea ce face Dumnezeu pentru noi, și anume binecuvântarea pe care ne dă slăviți. De psalmul 128, numele Domnului, în rugăciune. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Atunci, pe locul de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în lăuntul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în jurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel și zic eu în Domnul Scripturii, parafrazând, pacea să fie și cu Biserica Pentecostală din Sevilla și cu noi toți cei prezenți. Amin. 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 Vă rog să vă așezați și mulțumesc. Îmi permit într-o loc mesajul meu care vă asigură mai și îl doresc în felul. Să vă spun un adevăr sau să remarc un adevăr pe care îl întâlniți întotdeauna la o slujbă, nu doar ca și aceasta, ci la orice slujbă duhovnicească. Și nu ține de valoare ceea ce vă spun, ci de o ordine cronologică. Eu sunt aici pentru că a existat un factor inițiator pentru această lucrare și pentru venirea mea în mijlocul dumneavoastră. Am fost invitat de familia Iacoban, de Fabian Rusu, mulțumesc, Domnul. Apoi, degeaba m-ar fi invitat fratele Nenuț, dacă Dumnezeu Suveranul nu și-ar fi dat acolo să pună în mine deschidere, să pună în mine putere și să-mi pot ființă, așa cum este ea, mai și vezică, să ajung totuși, chiar dacă mai târziu, în mijlocul dumneavoastră. De aceea privesc în sus, la Tatăl Ceresc și spun, Tatăl mulțumesc fratelui meu Popelea, lui Păstor, pentru că și-a dat accept ca să vă slujesc în această zi. Mulțumesc bisericii pentru că sunteți garantul uniunii noastre, a comuniunii noastre. Că nu v-ați săturat după o oră de slujbă și să plecați rând pe rând. Și după cum spune Sfânta Scriptură, fiecare să vă vedeți până în doi. Și în spiritul unității, descoperit de Sfânta Scriptură și descoperit în Sfânta Scriptură, ați rămas împreună. Și eu cu dumneavoastră. Și într-adevăr, după cum spunea fratele Aurel, un prieten din tinerețe, pe care mă bucur să-l revăd aici, să-l redescopăr ca un slujitor al lui Dumnezeu. Cum sunteți și dumneavoastră de aminte, spunea fratele Păstor, la scara rânduită de Dumnezeu, că toți suntem chemați să facem o slujbă duhovnicească înaintea lui Dumnezeu, aici, acasă, la locul de muncă, la bine sau la greu. Și, dragii mei, în contextul acesta a ceea ce a spus fratele Aurel din Psalmul 33, spune într-un mod garantat, într-un mod sigur, pentru că inima noastră nu ne minte dacă avem pe Dumnezeu în ea, dacă avem Duhul lui Dumnezeu în Duhul nostru, inima noastră va striga din partea Lui. Și El ce ofertă ne face? Caută fața mea. Și noi zicem, inima noastră strigă. Și fața ta, Doamne, o caută.
Și constatăm, revin la Psalmul 133. Și toate fratele Aurel, aici împreună, într-un cadru unitar, în comuniunea aceasta frățească, e atât de bine, este atât de dulce, pentru că de acolo zice psalmistul, din cadrul acesta unitar, se coboară untele lui Dumnezeu. El coboară pe capul lui Aron, se prelinge pe barba lui, pe veșmintele lui. Acolo, în cadrul unitar de Dumnezeu, roa Hermonului, ca și cea de pe muntele Sionului, de acolo. Și concluzia este aceasta, din versetul 3, de acolo, din cadrul unitar de Dumnezeu, viața și mântarea pentru veșnicie. Slăviți pe când vorbim despre binecuvântare, nu ne îndreptăm doar spre cel adus de binecuvântare prin brațul nostru, spre micusul Fineas. Domnul nu are vedere, dar deja avem vorbim de lui că nu ne înțelege. Cred că doar nu știe, nu așa. Domnul să fie. Și domnul de jurare, o fetiță. Nu știu dacă prin dinamica manifestării ofertiți adusă la binecuvântare, a vâns toată slujba. În momentul în care unul dintre slujitori, dintre cei ce trebuia să aplicăm actul binecuvântării, a luat-o în brațe, a trecut, s-a liniștit, ochișorii mari ne-a privit, slujitorul care se ruga, vă dați seama, cu fetița în brațe, când jertfa lui, cam deranja urechea, urechile fetiței, și totuși nu i-a afectat dinamica aceea de liniște. Cineva a propus să mai rămâne după slujba, fiindcă fetița era liniștită. Mă bucur pentru că copiii noștri, chiar dacă au anumite manifestări, există un temperament, există lucruri ascunse pe care noi nu le cunoaștem, poate o indigestie, colici și așa mai departe. Problemele apar și la copii încă de când se nasc. Totuși Dumnezeu suveranul vedează supra lor și binecuvântează. Și ne provoacă pe noi la răbdare, poate dacă ei plângă și strigă noi să strigăm mai tare, să ne rugăm mai tare. Sau, cum se întâmplă în unele biserici, și mi-a plăcut la arunarea fratelui păstor, într-un mod extrem de legal, trimițându-le mesaj, copilul, nu știu, copilul dumneavoastră, copilul Domnului, sunt un știu care pur și simplu din predică se opresc pentru a-i lăsa pe cei care au de vorbit să-și consume dialogul sau să înțeleagă că sunt ascultați, observați și văzuți și lucrul acesta se face ca un bumerang asupra lor și să vedeți ce liniște va fi atunci. Nu-i cazul acum, este totul în regulă. Domnul pe toți să ne ducă. Așadar, mă întreb spre dumneavoastră, cei care pricepeți, spre dumneavoastră cei mari, spre dumneavoastră care căutați să vedeți spre Domnul, căutați să-L auziți spre Domnul, să relaționați cu El și să îi înțelegeți, măcar o parte din voia Lui. Și tematica din această zi, din această dimineață, desigur, surprinde termenul acesta de binecuvântare. Aș vrea să fac o mică paranteză înainte de a-l defini. Spune Apostolul Pavel în Cartea Evreilor că cel mai mare binecuvântează pe cel mai mic.
iar cel mai mic și-o străzi parte. Aduce dar celui mai mare. Și acolo este reiterat ce fel de dar aduce cel mai mic. Găsiți episodul acesta în comparația ilustrativă pe care o face Apostolul Pavel între preoția Mântuitorului Iisus Hristos și preoția lui Melchisedec. Ați înțeles ce am vrut să spun. Binecuvântarea, dragii mei, reprezintă o rostie aplicativă, o vorbire și înfăptuire sau dinamică constructivă. Și ea este descoperită din Cuvântul lui Dumnezeu într-o paletă extrem de largă. Și vreau să vă spun, sunt cărți întregi care tratează aspectul acesta al binecuvântării. Un subiect, în opinia mea, inepuizabil și mereu prezent. De aceea mi-am selectat în urma descoperirii Bunului. Un gând vis-a-vis de aspectul acesta al binecuvântării și prin ceea ce vreau să vă spun, nu vreau să vă surprind. Nu vreau să vă provoc la o judecată. Pentru că vă propun doar Cuvântul lui Dumnezeu. Nimic altceva. Și cine înțelege, zice Scriptura, să înțeleagă. Cine nu, este o barieră între părerea personală, între așteptările personale ale lui și hotărârea sau definițiile lui Dumnezeu cu privire și la tema acesta de binecuvântare sau actul binecuvântării în sine. Și vreau să abordăm trei direcții, spuneam, nu cu mesaj poate nu, sau nu. În primul rând, noi suntem binecuvântați prin însăși procesul creaționist. Și asta probabil va strâni uimire în inimile unora dintre dumneavoastră. Cum deja suntem noi binecuvântați în urma procesului creaționist? Noi suntem făptura mâinii lui Dumnezeu, creați după timpul și asemănarea lui Dumnezeu. În Genesa, capitolul 1, versetul 28, omului Dumnezeu Moise, prin revelația universală pe care Dumnezeu i-a dat-o, ne transmite nouă posterități ceea ce atunci în Eden a vorbit Domnul într-un mod intim, într-un fel intim, părinților noștri protoistorici, Adam și Eva. Și Domnul i-a binecuvântat și a zis: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-vă. Vreau să vă spun că una fără alta nu este binecuvântare. Dar toate acestea însumează Cuvântul lui Dumnezeu, care este autoritatea supremă și din care derivă o binecuvântare transmisibilă. De aceea am spus, unii vor rămâne în mine. Am fost deja binecuvântat. Știți ce spune Ioan, Evanghelistul Ioan, în capitolul 1, în prologul acelei epistole, a inimii. Ne spune faptul că lumina luminează întuneric și întunericul nu biruiește lumina. Nu Ioan este adevărata lumină, ci El, Cuvântul întrupat, este adevărata lumină. Și această lumină este viața omului. Iată, dar pe Iisus Hristos sau Dumnezeu noi reprezintă viață și prin analogie, binecuvântare, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Faptul că ne-am născut, faptul că într-o vreme hotărâtă și cunoscută de Dumnezeu,
rând pe rând, fiecare dintre noi am pășit în această lume. În răstrâns, după cum spune Apostolul Ioan în 1 Epistolă, capitolul 5, știind că toată lumea zace în cerră, toată lumea zace în păcat, însă pe tot ceasă s-a arătat Iisus Hristos să ne smulgă din acest viac rău și păcătos, să ne restabilească și să ne pună în drepturi înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că la baza începutului nostru s-a așezat binecuvântarea lui. Binecuvântarea lui Dumnezeu. Așadar, ne spune cuvântul că lumina lui Dumnezeu s-a odihnit. I se adusă în orice om care vine în lumea aceasta. Și viața este egală cu binecuvântare. Viața este egală cu lumină. Viața este egală cu biruința sau cu prezența lui Dumnezeu. De aceea, și trebuie să înțelegem și lucrul acesta, în cartea Efesenilor, Apostolul Pavel surprinde biserica din Efes și îi spune așa, că Dumnezeu este noi toți și lucrează prin toți. Vă vine să credeți? Nu sunt cuvinte aruncate în pripă de Apostolul Pavel. Nu sunt cuvinte pe care nu le-a analizat. Este o descoperire a Duhului, însă în procesul ascultării. Și aici întâlnim ceea ce a spus preobitul nostru frate, care a slujit înaintea mea, fratele din Austria. Ascultarea are un rol extraordinar în această ecuație a binecuvântării. Pentru că noi suntem binecuvântați și prin ascultare o putem păstra. Și frate a făcut aluzie la Geneza 3:17. Pentru că în traseul direcției noastre, în mersul nostru de viețuire, știți ce se întâmplă? Se aud și alte voci. În afară de vocea lui Dumnezeu, pe filamentul și pe orizontul vieții noastre, deșifrăm mai departe sau mai departe voci diferite, voci străine de vocea lui Dumnezeu. Și pentru că ai ascultat de glasul unde un alt glas a nevestei, o tot respectul sau a oricăruia, în afară de nevastă, un glas străin la baza prei să simt pregătirea diavolului, diavolul care uneltește, pentru că ai ascultat de glasul respectare, în acel caz, ei bine, blestemat este acum pământul din pricina ta. A ieșit din prezența mea, a ieșit din prezența lui Dumnezeu. Iată dacă noi venim în lumea aceasta sub spectrul binecuvântării lui Dumnezeu, prin ascultare ieșim de sub binecuvântarea lui Dumnezeu, cu toate că binecuvântarea lui Dumnezeu este din abundență. El dă ploaie, spune Biblia, și cerore, și asta înseamnă binecuvântare. Vă amintiți? Fapte capitolul 14, versetul 17. El are în vedere câmpuri roditoare și pentru cei buni, și pentru cei mai puțin buni, pentru cei care nu merită, după cum am spune noi. Și acest lucru este un efect a binecuvântării primare pe care Dumnezeu a așezat-o deasupra tuturor lucrurilor. Dar vrem să intrăm cu această binecuvântare pe tărâm veșnic? Dacă vrem să intrăm cu această binecuvântare primară în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, atunci nu trebuie să ascultăm de un glas străin, ci trebuie să ascultăm doar de glasul lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 15, îi spune Samuel lui Saul ca un reproș și un adevăr redescoperit. Pentru că Saul era un împărat și și-a pierdut răbdarea și a luat locul profetului în a sta înaintea lui Dumnezeu. Fiecare are un loc stabilit de Domnul în economia acestei închinări, în economia acestei slujii duhovnicești. Și spune Samuel împăratului Saul, nu știi că ascultarea este mai mult
Și important este să reținem sensul acesta mai mult, mai mult decât toate, că sunt jertfe, că sunt eforturi pozitive și constructive, răbdarea cumva în anumite situații, ascultarea aceasta, de fapt, îl definește pe om înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, așa după cum a spus profetul, dacă în viziunea lui Dumnezeu ascultarea este și reuzită mai mult decât toate, toate celelalte, deschideți dumneavoastră o listă și scrieți ce vreți pe lista aceea. Este cuvântul lui Dumnezeu pe care omul nu poate negocia. Și în baza acestui răspuns și revelații divine, știți ce spune Solomon? Cel despre care Dumnezeu a spus că a pus în el o înțelepciune specială, deosebită, pentru că n-a cerut rang, n-a cerut bogăție, n-a cerut o viață lungă. Toate celelalte ți le voi da. Iar îți voi da înțelepciunea pe care ai cerut-o și în baza acestei înțelepciuni în Eclesiastul capitolul 12, versetul 13, Solomon vorbește despre o sumă a unor lucrări cu care noi trebuie să ne beneficiem și care sunt surprinse în termenul acesta. Aceasta este încheierea tuturor învățăturilor. Ascultă de Dumnezeu și te. În suma aceasta, a zbatelilor, pentru că să fie rădător trebuie să fie încercat, ca să observi nivelul de iubire, trebuie să observi până celor din jurul tău, ca să îți definești blândețea din tine, trebuie să observi ostilitatea și agresivitatea verbală sau chiar fizică a celor care te înconjoară. Și prin această comparație, îți dai seama că în tine sunt însumate, nici mai mult, sau este însumat, reformulez, nici mai mult, nici mai puțin, decât ascultarea de Domnul care face mai mult decât toate celelalte. Așadar, prin venirea noastră în lumea aceasta, noi suntem binecuvântați. Prin ascultare ne păstrăm binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți împreună să facem efortul acesta. Să ascultăm de Domnul. Să purtăm binecuvântarea. Ca pe o sarcină ușoară. Așa a spus Mântuitorul în Matei, capitolul 11, versetul 18 și 29. Cel care vine la el, împovărat și iubit, primește prin substituție sarcina Domnului Iisus, despre care el, Mântuitorul, a spus, este și bună, este și ușoară. La doilea rând, suntem binecuvântați prin procesul decizional. Binecuvântat, în primul rând, prin procesul creaționist, ceea ce a spus Domnul, nu retractează și rămâne să aminti ceea ce avea de data aceasta amintit. Ceea ce Domnul Dumnezeu binecuvintează, rămâne binecuvântat. În ideea că cel ce este binecuvântat prin ascultare păstrează această binecuvântare și are disponibilitatea de a păstra această binecuvântare în viața care Domnul dă cu bucurie și cu inima largă. Însă Dumnezeu atotputernicul, suveranul, El decide în dreptul nostru, în mod particular, sau la nivel public, la nivel de națiune chiar, sau la nivel de mai multe națiuni. Ce înseamnă binecuvântarea și cât de importantă este ea în viața noastră a fiecăruia dintre noi. În cartea profetului Ezechiel, capitolul 34, versetul 26,
Domnul ne vorbește nou într-un mod direct, prin prisma Israelului, despre faptul că suntem un motiv, una din pricile de binecuvântare pentru toți ceilalți. Iată decizia lui Dumnezeu. Îmi veți fi o pricină de binecuvântare. Dar în baza unui context observăm păstori și păstoriți. Observăm oi care sunt ascultătoare, blânde și pasc acolo unde le-a așezat Domnul. Observăm oi rebele care fac rău altora, le tulbură, le calcă pășunea mănoasă în picioare. Însă Dumnezeu pe fondul acestui conflict spiritual, conflict între tine și gândurile tale, între tine și sufletul tău. Pentru că tu ești o personalitate trinitară. Și după omul din lăuntru, zicea Pavel Romanilor, mie-mi place legea lui Dumnezeu, dar după omul din afară, îmi văd de neputință. Văd un alt element care se luptă împotriva voii lui Dumnezeu și atât că împlinesc, fac ceea ce nu vreau să fac, să mă împlinesc. Ce-i de făcut atunci, se treabă el. Și din capitolul 8 avem explicația cea frumoasă, că în Iisus Hristos noi putem aduce mulțumire lui Dumnezeu, care prin Duhul ne izbăvit de orice legătură a păcatului, slăviți să fie numele Domnului. Și Domnul pe fondul acestui conflict spiritual între timp și tine, între principiul tău și principiul celui de tine, sau unei biserici, o varată cu altă biserică. O, Doamne, cum ne-am împărțit. Și în Ioan 10 ne găsim că Domnul care mai are și atribuții, le va aduna pe toate și are viziune să formeze o trupă. Iar el va fi singur și unicul păstor. Și spunea Apostolul Pavel, atunci când se va arăta mare păstor, ce se va întâmpla? Vom realiza și parafrazez gândul lui Petru. Se va întâmpla să realizăm cât de importantă este binecuvântarea produsă în urma ofertelui de dragoste, reconcilierea mea cu Dumnezeu, a mea cu mine însă, a mea cu cel de lângă mine. Pentru că în Ezechiel capitolul 34, Domnul propune un nou legământ, o nouă inimă, un nou drum, un nou mers, o nouă conduită, ca să păstrăm binecuvântarea, să rămânem în ea prin actul decizional, înveți o pricină de binecuvântare. Prin extrapolare, dragii mei, spuneam că prin prisma mesajului adresat de Dumnezeu Israel, suntem în vederea și noi și mulți alții, pentru că în Ioan 10, Domnul vorbește ucenicilor, vorbește, dacă vreți, bisericii, vă vorbește dumneavoastră. Și nu este jenant că noi am găsit acolo, că noi suntem oile lui, pe care El vrea să le introducă într-un staul, într-un loc în care să fie numai El și noi oile lui. În Ioan 21, în mesajul pe care Mântuitorul are la Tiberiadă pentru Petru, în ceea ce te privește pe tine, ești slujit. Domnul are în vedere categoriile acestea spirituale, dar care formează turma pășunii lui. Mielușei, oițe și oi, implică-te, Petre, paște oițele, mielușei, oițele și oile mele, dacă tu, într-adevăr, mă iubești. Și atât, dar prin extrapolare, Ezechiel capitolul 34 este aplicativă fiecare dintre noi, astăzi, acum și aici, că fac parte din turma pășunii lui. Psalmul 23. Dumnezeu, care îmbină în sine însuși, deopotrivă măreția și smerenia,
Pentru că El este Domnul Domnilor, Cel fără de început, Cel ce ține lucrurile văzute și nevăzute în mâna Lui. Îngăduie El care este suveranul, îngăduie în smerenia Lui. Ca David să se adreseze acestui Dumnezeu Maestos cu superlativul și să-i spună: Domnul este păstorul meu! Domnul este păstorul meu! Și El mă paște la pășun vers și mă duce la ape de odină. Îmbogățește sufletul și aceasta din pricina care este, din pricina a ceea ce este El pentru mine, mare deopotrivă, ca eu să ajung la nivelul Lui, ca să înțelegem atributele pe care le are, ajunge în prezența Lui, la dreapta Lui, în împărăția Lui. Dar până să ajung eu acolo, El se face mic pentru mine, ca să înțeleg gândul, să înțeleg planul. Și coboară acest Dumnezeu mai sus la nivelul meu. Și vrea să fie tovarășul meu de drum. Păstorindu-mă, îngrijindu-mă, suferind pentru mine, luptând pentru mine, apărându-mi în pricina pe care o am. Ideea pe care rămâne sub această binecuvântare reprezintă într-adevăr păstrarea legământului cu Dumnezeu, relaționarea cu Domnul și, în ultimul rând, urmarea de la slavă. Oile mele au amintit, a să ajung din A10, aud glasul meu și nu se duc după un străin. Copilul Dumnezeu discerne vocea Domnului. Este inconfundabil această voce. Și cine are Duhul lui Dumnezeu răspunde Domnul Iisus, răspunde lui Dumnezeu. Există această atracție spirituală și legătură indestructibilă între noi și Dumnezeu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În al treilea rând, suntem binecuvântați prin procesul neprihănirii aplicative. Acest lucru presupune un minim efort din partea noastră. Pentru că mântuirea lui Dumnezeu este darul lui pentru noi. În starea aceasta de neprihănire, nu o dobândim prin puterea faptelor, și în manifestarea credinței, această credință generează fapte. Este suma ceea ce Apostolul Iacob, fratele Domnului Iisus Hristos, explică celor ce vor să audă. Credința fără fapte este moarte. Aduse la audă cu credința, aduse la audă cu fapta. Și lucrurile acestea separat, luate în urmă separat, nu conduc la valoare. Degeaba spun, nu conduc la o apreciere din partea lui Dumnezeu și, într-adevăr, nu au valoare. Unii spun, am credință, dar nu dovedesc că au credință. Alții spun, am faptă, dar nu cred în Dumnezeu. Și fapta aceea este, de fapt, o inerție a binecuvântării primare. Pentru că, spunea Mântuitorul în Evanghelia după Matei, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune, să faceți un lucru cât de mic, pozitiv. Copiilor voștri, poate semenilor voștri, care dintre voi, dacă ce copilul tău sau ce vecinul tău, semenul tău, o pâine, îi dai un șarpe sau un scorpion, ci dai pâine, îi dai ceea ce îți cer. Și sunt atâția oameni care se declară atei și investesc, nu cum investim noi, în slujire, în prisma administrării sau lucrării financiare, a timpului alocat în casa lui și așa mai departe. Investesc poate sume fabuloase, dar nu cred în Dumnezeu. Aici știți ce se va întâmpla?
chiar să-mi dau trupul să fie azi, 1 Corinteni 13. Și dacă n-am, nu-L ai pe Dumnezeu, nu ai dragoste, toate aceste lucruri sunt în vană. Nu sunt nimic. Sunt zero, zero mare înaintea lui Dumnezeu. În Matei 25, versetul 34, spune Mântuitorul într-un episod, atât de cum spun eu, cu titlul de gener, judecata viitoare. Este episodul când Domnul a venit să lăsa și în parte, spune Biblia, este o altă tema, toate neamurile în două. Eu îmi pune la stânga și la stânga. Am ce ne interesează pe noi? Se îndreaptă Mântuitorul spre cei de la dreapta lui. Și le spune așa. Veniți binecuvântații ca tatălui meu. Demonstrați împărăția care v-a fost pregătită din antrimea lui. Cum se adresează Mântuitorul celor de la dreapta? Veniți binecuvântați. Și Domnul se explică de ce i-a pus la dreapta și de ce ei sunt binecuvântați în ochii lui, în viziunea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când am fost plăcut, mi-ați dat să mănânc, am fost bolnav, m-ați îndrăcat, am fost bolnav, m-ați recuperat mine, am fost închis, m-ați vizitat și așa mai departe. La care ei fac un pas pe înapoi. Asta este de la mine, să parafrezez contextul. Pentru că există o nedumerire observabilă în întrebarea celor binecuvântați și așezați la dreapta lui Dumnezeu. Când, Doamne, ai fost Tu așa? Ca noi să te fi văzut în starea aceea și să te fi sprijinit, să te fi îmbrăcat, să-ți fi dat să mănânci și așa mai departe. Ori de câte ori răspund eu, ați spus că unii dintre cei mai însemnați frații mei, mie zice Domnul, mie le-ați făcut. Mare har să lași în epidemia ta, să se vadă în spiritul milostenie, a dragostei, un lucru de zbricenie. Să se vadă în spirit de sacrificiu. Fă-te punte și lucrurile pe semnul tău. Nu vei dobândi cu toate că avem aici binecuvântări din partea Domnului și a cerului și a pământului, după cum s-a amintit. Binecuvântări pe care le neglijăm și despre care spune că sunt de fapt normalități și ni se cuvin. Se cuvine apa, izvorul de apă, aerul, soarele pe care îl vezi, puterea din corpul tău, capacitatea de intelectuală, poziția ta socială, ce ai, spune Apostolul Pavel, și nu ai primit. Tot ce ai, ai primit de la bunul Dumnezeu și trebuie să recunoști lucrul acesta că este o binecuvântare. E o binecuvântare să ai un ceas de pace. E o binecuvântare să ai familie, să fii într-un cadru în care Dumnezeu să se folosească de tine. Binecuvântările, spuneam, îmbracă și sunt așezate într-o largă paletă a lui Dumnezeu și le regăsiți pe toate acestea în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Iată, dar, că Dumnezeu, pe cel care se încrede în El, îi ascultă cuvântul, se teme de Dumnezeu, relaționează cu Dumnezeu, nu poate fi imun la problema celui de lângă El, ci se va pleca asupra problemei. Îți vei da haina, îți vei împărți pâinea în 7, în 8 și nu după multă vreme, spune Biblia, o vei găsi și va mai târziu. Toate aceste lucruri fac parte din planul lui Dumnezeu. Așadar, această neprihănire o obții prin credință. Această neprihănire nu este standardul pe care îl fixăm noi, nu este calitatea pe care ne dăm noi unii altora, ci este socoteala, după cum este scris în Anumitea lui Dumnezeu, din Roman 4, că El, Dumnezeu, este cel ce ne socotește neprihăniți, slăviți să fie numele Domnului. Apoi în Geneza 24, 31, despre aspectul acesta se vede ca la mine. Dar și pe mine așteaptă.
un moment al întâlnirii noastre cu Domnul. Trânjim cu noi după momentul acela. Este Domnul după această vorbință a lui Dumnezeu. Ca să scăpăm de osteneala, de cum de praful și mocirea păcatului, să scăpăm de înțelegeri, de vulnerabilități, de boli, de suspine, de dureri, să scăpăm de în Hristos, o primăvătură nouă, cum este scris în 2 Corinteni 5, versetul 17. Dar în Geneza 24:31, revin, există un episod și Dumnezeu acesta este clasat într-o ilustrată, în care este implicat un slujitor. Sunteți slujitori, slujbași. Nu ai poate costat că suntem. Sub o formă sau altă. După puterea pe care o avem potrivită Matei 25, Părăția lui Dumnezeu se aseamnă cu stărul care a plecat în altă țară și a primat slujitorii lui și a împărțit alanții și trei slujitori reprezintă pe toți. Dar fiecare i-a împărțit pe puterea lui. Unul altul i-a dat doi și altul i-a cinci. Și le-a dat o direcție să investească talanții aceia. Adică să asculte de bolca stăpânului. Și asta este ideea și baza acelui exemplu, acelui pilde, de fapt, ce vorbește despre o realitate și prezentă și viitoare. E bine, Eleazar era un slujitor. Sub cârmirea stăpânului său, Avram, care îl trimite în Haran, în casa lui Betuel, ca să-i aducă lui Isaac o soție. Avram ne cunoaște cu adunat prin credință și Pavel, care romanilor, definește această credincioșie a lui Avram ca fiind neprihănire, neprihănire socotită de Dumnezeu. Nu însușită de Avram, socotită de Dumnezeu. Și îmi lasă să cred, și din pasajul acesta, în contextul Geneza 24, îmi lasă să cred că așa după cum era stăpânul, era și slujitor. Un stăpân bun are un slujitor bun. Așa după cum copilul copiază vorbele părinților, faptele lui, tot așa și stăpân și robul învață de la stăpân, prin direcția care o dă, în mersul de manifestare a acestui lucru. Și cred și eu că Eleazar, ascultând de stăpânul său Avram, a umblat prin credință. Păi nu se putea găsi o altă soluție mai apropiată, sigur că da. N-a contestat, n-a negociat Eleazar cu stăpânul său Avram, a pornit la drum, un drum lung, îndepărtare, spre locul de obârșire, a strămoșilor lor, a caselor, a vetrelor printești. Și au ajuns în Haran și Dumnezeu i-a scos în fața lui Eleazar pe jertfă. Există un dialog, cunoașteți, dar ajungem la versetul 31. Pentru că nu a fost o negociere acolo, ci un accept a voii divine, la care Laban, fratele Rebecăi, spune așa, acestui slujitor, Eleazar, slujitorul lui Avram, vino binecuvântatul Domnului. Cât contează să umbli prin credință și în această credință să ți se socotească a fi neprihănire? Laban îl vede ca pe un om al lui Dumnezeu și declară în fața casei lui și poate altora, vino binecuvântatul Domnului. Pentru ce stai afară? Locul celor binecuvântați nu este în afară. Am pregătit casa. Cu alte cuvinte, intră. Tu care ești binecuvântat în această moștenire a lui Dumnezeu. Așadar, este importantă binecuvântarea.
Tare Dumnezeu pentru voi, ce mari, ce mici, pentru noi toți, pentru cei prezenți și alții care nu-și dau seama și nu realizează că sunt oameni binecuvântați și dacă ar fi atenți la, și la planul lui Dumnezeu și dacă și-ar deschide urechea la glasul lui Dumnezeu, ar înțelege toți cei din afară cât de important este păstrarea binecuvântării înainte lui Dumnezeu, pentru că iată-i conduce în casă. Te-i conduce în slava lui Dumnezeu. Închei gândul meu, închei mesajul meu cu această primare, să fie din partea Domnului. Pentru că sunteți binecuvântați voi. Veniți voi, binecuvântați Domnului.